Stimați prieteni și ascultători, să nu uităm în cei 120 de ani cât timp Noe predica că vine potopul. 120 de ani Noe a predicat că vine potopul. Cu fiecare zi care trecea, se apropiau de acest eveniment. Dar cu cât se apropiau de acest eveniment, cu atât mai mult inima lor se împetrea, pentru că Satana știa clar că vine potopul. Oamenii auzeau că vine potopul dintr-un om contemporan cu ei. Și l-au acuzat că e fanatic și nebun. N-au vrut să primească mesajul lui Noe. N-au vrut. Potopul a venit. S-a apropiat tot mai mult, tot mai mult. Au rămas ultimele zile, când oamenii au văzut că animalele intră în corabie, două câte două, nemânate de nimeni, au venit singure, două câte două, nu grămadă. Păsările de zbor, două câte două. N-au venit mai multe animale, nu. Și oamenii, câți au intrat cu Noe? Niciunul. Au intrat doar animalele și păsările. Acum noi, cu fiecare zi pe care o trăim și trece, ne apropiem de evenimentul venirii Domnului Iisus Hristos. Noi nu știm când vine Domnul Iisus Hristos, cum știau cei de pe timpul lui Noe că vine potopul. Nu știu. Ei știau, noi nu știm. Dar nu semnează că nu știm. Nu vrem să nu știm. Sunt 2000 de ani de când Domnul Iisus Hristos și-a depus viața la Golgota. Iată că au trecut. Și ne întrebăm și mă întreb, de ce azi oamenii nu primesc Evanghelia? Exact ca pe timpul lui Noe. Satana lucrează cu o intensitate atât de puternică ca oamenii să nu primească Evanghelia, ca să fie salvați și mântuiți.
Tema numărul 3 se intitulează Pentru toate neamurile de oameni în veci. Pentru toate neamurile de oameni în veci. Nu se adresează mesajul biblic doar pentru iudei. Aici tema spune pentru toate neamurile, inclusiv iudeii, care l-au respins pe Hristos și l-au răstignit. Și noi neamurile. În veci, de veci, textul pe care îl voi citi se găsește în Geneza 6:8. Dar Noe a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Stimați ascultători și prieteni, când Domnul Iisus Hristos a murit pe Golgota, cine a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu? Cine? Toată omenirea. Și cei care s-au născut și cei care se vor naște până la închiderea timpului de har. Toți am căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea este, Dumnezeu mai are trecere înaintea noastră? Îl mai respectăm ca un Dumnezeu viu, veșnic, atotputernic, atotînțelept, omniprezent, omniscient? Îl punem pe Dumnezeu ca țintă a vieții noastre? Tema noastră spune așa. Bacteriile care sunt azi în aer se înmulțesc într-un mod atât de rapid că o singură celulă, o singură bacterie se poate înmulți în fiecare oră 18 milioane de noi bacterii. În 24 de ore. O bacterie. După 48 de ore, sute de miliarde de bacterii vor apărea. Noi care nu știm medicina și n-am învățat-o, dar nu suntem chiar fanatici în privința respectivă, dar nici chiar de neștiutori. Mai ales acum cu această pandemie. Ne ferim de acele bacterii pe care le putem primi prin strănutare, prin atingere, prin mâncare, a bea apă și așa mai departe. Le putem primi. Acum, dacă o singură bacterie produce în 24 de ore 18 milioane de bacterii și în 24 de ore miliarde, pe cine am putea pune exact pe aceeași treaptă și categorie? Păcatul. Dacă acest fenomen microscopic din lumea naturală ilustrează rapiditatea înmulțirii microbilor, la fel și păcatul este la fel. Înzestrați cu un intelect uriaș, cu o sănătate robustă și longevitate, oamenii care trăiau înainte de potop l-au părăsit pe Dumnezeu și și-au pângărit puterile rare în căutarea nelegiuirii sub toate formele. În timp ce bacteriile pot fi distruse de lumina soarelui, de substanțe chimice sau de temperaturi mari, Dumnezeu a ales să pună capăt acestei rebeliuni golopant printr-un potop universal. Nu se putea opri. N-avea cum Dumnezeu să-i oprească pe oameni de a nu mai înmulți păcatul și de a nu face mai departe răul.
decât prin distrugerea acelor din generația respectivă să nu mai existe. Marea întrebare este, ce i-a făcut păcatul lui Dumnezeu? Cât de mult a afectat păcatul pe Dumnezeu? Da, l-a afectat spiritual. Așa după cum Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețemanei putea muri acolo, fără Golgota, fără cruce, la fel l-a afectat și pe Dumnezeu situația Fiului, încât l-a dus din ceruri pe pământ. L-a afectat. Nu putea să lase această planetă care el a creat-o, nu putea să lase pe acești oameni pe care erau copiii lui să moară în mâinile lui Satana fără să intervină pentru salvarea lor. Nu exista o altă salvare, o altă oportunitate decât Golgota. Nu exista. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, v-a afectat păcatul și pe dumneavoastră? Nu vă pare rău de ce sufere cerul pentru nemântuirea dumneavoastră, pentru răceala și indiferența pe care o avem față de el? Oare nouă ne pasă? Să vede, nu ne pasă. Nu ne pasă. Zilele trec, mai ales și acum cu această pandemie, mulți mor, așa cum a murit și cumnatul meu Coman Vasile din localitatea Bogdan Vodă, în spitalul din Sighetul Marmației. A murit la vârsta de 78 de ani, atins de această boală, coronavirus. Dar oare păcatul l-a atins? L-a atins. Oare el a alungat păcatul din inima lui și din mintea lui ca să se împace cu Dumnezeu? E problema lui, nu este a noastră. Dar eu discut cu dumneavoastră acum. Dumneavoastră știți cum să muriți? Dumneavoastră știți când veți muri? El în câteva zile dus la spital a murit. Și s-a descoperit că a fost bolnav de coronavirus. Testul a spus pozitiv. Din punct de vedere spiritual, pozitiv este cel mai bun lucru. Negativ este cel mai rău. Din punct de vedere spiritual. La acest microb, dacă ești cu coronavirus, ești pozitiv. Invers. Dacă nu ai, e negativ. Acestea sunt rezultatele testului de laborator. Dar acum, ascultați dumneavoastră cum lucrează păcatul. Eva a mâncat dintr-un pom. Dintr-un măr. A luat din pomul oprit, a luat doar un fruct. Doar un fruct. Și acel fruct deja și făcut victime. Nu era destul că Eva era prima victimă, mințită și înșelată. Dar Eva, atât de încuiată a fost la minte, atât de tare i-a încuiat Satana mintea, că n-a putut discerne. Păi stai, dacă îi dau eu soțului să mănânce. Numai că dacă îi dau soțului să mănânce, hotărât nu va muri împreună cu mine. Iar dacă eu nu îi dau să mănânce, hotărât va muri. Acum ascultați dumneavoastră cum lucrează păcatul. Dumnezeu a creat toate lucrurile foarte bune. În această operă a creațiunii lui Dumnezeu foarte bună a apărut păcatul. Iar acest păcat a schimbat totul foarte bun într-o creațiune foarte rea. Creația ordonată a lui Dumnezeu a fost stricată de păcat și de toate urmările detestabile. Răzvrătirea a atins proporții îngrozitoare în timpul lui Noe.
păcatele și răzvrătirea erau în mod clar lucruri pe care nici chiar Dumnezeu, un iubitor răbdător și iertător, nu le mai putea tolera. Trebuie să eradic păcatul de pe planeta mea. Am aici 2, 4, 6, 8 citate din Sfânta Scriptură să vedeți cum s-a înmulțit păcatul. A mâncat Eva din pom, primul rezultat al păcatului și prima victimă al acestui păcat a fost soțul. Soțul ei. Femeia a văzut că pomul este bun și plăcut la privit, a luat și a mâncat. A luat. Domnul i-a spus, cine ți-a spus că ești gol? Imediat! Nu când a mâncat Eva. Nu! După ce a mâncat Adam. El era responsabilul acestei planete Pământ. El era regele, nu viceregele. Regele acestei planete Pământ, iar soția lui era viceregele. Când Adam a mâncat, slava lui Dumnezeu care i-a acoperit s-a îndepărtat de pe trupul lor și s-au văzut că sunt goi. A doua problemă a păcatului. Te-a golit total de slava lui Dumnezeu, păcatul. Punctul 3. Cain s-a mâniat pe fratele său. Un element și o stare diavolească produsă de satana, băgând în sufletul și în mintea lui Cain ură și mânie față de fratele său care era mai bun ca el. A lui jertfa a fost primită, a lui Cain n-a fost primită. A văzut cum focul din cer cade peste jertfa lui, a lui Abel, iar peste jertfa lui nu cade foc din cer. Și s-a mâniat pe fratele lui. Și cum a lucrat Cain? Să vedeți cum lucrează satana. Hai la câmp! Să ieșim afară la câmp! Și Cain s-a ridicat împotriva fratelui său și l-a omorât. Hai cu mine! Fără să dezvăluie ce vrea să facă. Când Cain a spus hai cu mine, el știa ce va face cu Abel. Știa că îl va omorâ. Și Abel, care nu știa, s-a dus. Alt păcat, altă rădăcină, un alt trunchi cu mai multe probleme, poligamia. Lameh și-a luat a doua nevastă. Păcatul l-a făcut pe Adam să moară? S-au fost goi? Păcatul a produs mânie? Păcatul a produs poligamie? Și crimă. Am omorât un om pentru rana mea, îi spune Lameh. Fiii lui Dumnezeu, un alt lucru, au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase și le-au luat de neveste. Și în felul acesta, acum păcatul nu mai avea limita. Sub toate aspectele s-a multiplicat păcatul. Pământul era stricat și plin de silnicie. Și Dumnezeu privea din ceruri cum oamenii se omoară unul pe celălalt. Dumnezeu privea din ceruri cum se fura nevestele unul de la celălalt, bărbații de la unul la cealaltă. Privea Dumnezeu din ceruri și a spus, nu mai pot tolera această situație, vreau să-i pun capăt păcatului. Lucrurile relatate în Geneza nu au apărut din nesați, din neștiință. A existat o istorie înaintea lor. Aceasta urmare groasnică a avut o cauză. Păcatul s-a răutăcit progresiv și îl întinde să facă așa. Păcatul nu este o tăietură sau o rană cu anumite procese automate integrate, care să aducă vindecare, dimpotrivă. Dacă nu este stăpânit,
păcatul se înmulțește și se înmulțește și niciodată până nu este distrus, nu se poate termina cu el. Păcatul. Nu este de mirare că Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu urăște păcatul, nu omul. Un Dumnezeu drept și iubitor a spus așa: vestea bună este că deși vrea să scape de păcat, el vrea să-i salveze pe păcătoși. Îl înțelegeți dumneavoastră pe Dumnezeu? Deși Dumnezeu urăște păcatul sub toate formele, nu vrea să distrugă pe oameni. Și totuși Dumnezeu îi va distruge. De ce? Pentru că oamenii urăsc păcatul, iubesc păcatul și îl urăsc pe Dumnezeu. Oamenii îl iubesc păcatul și pe toate lucrurile din ce se rezultă din păcat și urăște pe Dumnezeu. Asta a fost problema consecințelor care au venit asupra lumii înainte de potop. Păcatul s-a înmulțit sub toate aspectele și Dumnezeu nu-l mai putea opri. Și acum, ca să poată avea din nou o clasă de oameni cu care să poată merge mai departe, Dumnezeu îl alege pe Noe. Noe se distinge în contrast total cu cei din jurul lui. Urmărește în textul de mai sus cele trei aspecte particulare pe care Biblia le spune despre Noe. Noe era un om neprihănit. Aici Dumnezeu nu spune că lângă Noe o mai exista și alții. Nu! Când Dumnezeu a hotărât să distrugă pământul prin potop, l-a ales pe Noe pentru că Noe era un om neprihănit între oamenii din vremea lui. Cum era Noe? Fără pată. Fără pată. Și ce mai făcea Noe? Umbla cu Dumnezeu. Trei caracteristici sau trei principii fundamentale pe care le-a avut Noe. Neprihănit, fără pată și umbla cu Dumnezeu. Stimați ascultători, dacă noi nu-L avem pe Dumnezeu în inima noastră și în mintea noastră, să știți că noi nu putem umbla cu El. Nu? N-are cum. Pentru că L-a lăsat afară. Noe L-a primit la el în casă și i-a dat proiectul cum să construiască barca. Acum, dacă s-ar fi pocăit 1 milion de oameni, cum intra în barcă? Nu mai aducea Dumnezeu potopul. Nu-l mai aducea potopul Dumnezeu. Și toți acei care au lucrat la construirea corăbii cu Noe și au primit mesajul lui Noe pe care l-a vestit, au murit înainte de apele potopului. Înainte de apele potopului a murit și Metusala. Stimați ascultători, nici un om care l-a primit pe Dumnezeu n-au murit prin apele potopului. Tot la fel, niciun copil al lui Dumnezeu nu va muri prin cele 7 plăgi care vor veni la finalul istoriei planului de mântuire, nu va muri de aceste plăgi, ci de plăgi vor muri cei care nu s-au pocăit. Iar cei care s-au pocăit și au încheiat legământ cu Dumnezeu, aceia nu mor. Dar Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune: Noe, fă o corabie așa de lungă, așa de lată și așa de înaltă. Și Noe l-a crezut pe Dumnezeu și a început să lucreze. Astfel, Noe, trebuie să înțelegem că oricât de fără păcat și de neprihănit a fost Noe, și el era un om păcătos ca toți cei din vremea lui. Dar un păcătos iertat. Asta a fost diferența.
păcătos, iertat, care avea nevoie de harul lui Dumnezeu. În sensul acesta, Noe nu este cu nimic diferit de niciunul dintre noi care caută sincer să-L urmeze pe Domnul Hristos. Eu sunt mântuit. Dar cum sunt mântuit? Prin iertarea pe care mi-o acordă Iisus Hristos când eu mă plec pe genunchi și îi mărturisesc păcatul. Sunt un om ca Noe, neprihănit. Tu, stimatul meu ascultător, ai făcut legământ cu Dumnezeu? Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe. Noe, dacă construiești corabia și vei intra în ea, vei fi salvat tu, soția, copiii și nepoții. Noe putea să construiască corabia, așa cum mulți vin în biserică, dar ei habar n-au unde au intrat și nici nu se gândesc să facă ceva. Iau Biblia în mână și o citesc. Dar pentru ei Biblia nu este o carte care să-i mântuiască, ci este o carte de povești, o carte care o contrazic și o carte care nu-i dau dreptate. Noe a făcut cu Dumnezeu un legământ. Dumnezeu îi propune lui Noe ce să facă. Noe a ascultat și a îndeplinit legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu. Noe cu familia lui au intrat. Ei au partea de făcut. Deci Dumnezeu a încheiat legământ cu Noe și a spus, dar acum trebuia să acționeze și Noe. Dumnezeu îmi spune, dacă eu mă voi boteza în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt și voi trăi o viață sfântă și curată, voi fi mântuit. Dar acum eu pot respinge botezul. Eu pot respinge o viață sfântă și curată să o trăiesc. Cine-i vinovat? Dumnezeu care nu-și ține legământul sau eu care nu-mi țin legământul? Eu sunt vinovat. Cuvântul legământ spune în felul următor. Încearcă să te găsești la această analogie. O scurtă analogie vreau să vă povestesc. Un om a căzut peste bordul unei ambarcațiuni în mijlocul furtunii. Cineva de pe punte spune că va arunca un colac de salvare pentru a-l trage înapoi în ambarcațiune. Totuși, cel din apă trebuie să fie de acord să facă partea lui din cadrul înțelegerii. Dacă el se prinde de colac, va fi salvat. Iar dacă nu se prinde de colac, va muri în apele unde a sărit. Aceasta este situația noastră, stimați ascultători, astăzi. Noe a încheiat legământ cu Dumnezeu la propunerea lui. La propunerea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost cel care i-a întins acest har și această discuție. Și Noe l-a ascultat pe Dumnezeu, a terminat corabia. Și când a văzut Noe că vin animalele, le-a luat frumos două câte două și le-a dus în locul din corabie. Și după ce s-a terminat toată această problemă, a intrat și Noe. Și după ce a intrat și Noe, 7 zile nu mai plouă. Nu mai plouă. Pentru Noe n-a fost ușor. Credința lui a fost încercată, dar a rezistat. A rezistat. Corabia a fost închisă de îngerii lui Dumnezeu. Nu mai putea deschide nimeni, nici măcar Noe nu mai putea deschide. Când timpul de har se va încheia pentru noi pământenii, cine îl mai poate deschide, stimați ascultători? Vă întreb pe dumneavoastră, cine îl poate deschide? Nimeni. Nimeni. Dumnezeu va închide timpul de har, vor urma plăgile și El va fi Cel care va deschide al doilea timp, nu de mântuire, ci de bucurie și de fericire,
când ne vom coborî pe această planetă prefăcută. După ce potopul s-a terminat, pe cer a apărut un alt legământ, curcubeul. Când Noe ar fi văzut că plouă și a plouat, că până atunci pământul era udat de roua cerului. Până atunci, până înainte de potop. După potop, această climă a dispărut și a apărut ploaia. Și când a început ploaia, poate în inima lui Noe era frică. Iar va veni potopul. Dar Dumnezeu îi spune lui Noe, Noe, fii atent. Curcubeul pe care tu îl vezi acum va fi un semn că eu nu te-am uitat și nu vei mai fi necat niciodată de apele potopului. Acesta este legământul pe care îl fac, să nu-ți fie teamă. Când teama va apare în sufletul tău, în timpul ploii, și vei vedea acel curcubeu, să știi că nu vei muri. Este legământul pe care eu îl fac cu tine. Fii atent. Tu, stimatul meu ascultător, și eu care sunt, vrem să facem parte din rămășița poporului Dumnezeu? Ascultați dumneavoastră câteva cuvinte. Oamenii dinainte de potop trăiau sute de ani. El când se căsătorea, se căsătorea la 100 de ani, cum noi murim azi, la 80 de ani. Avea un intelect atât de puternic. Și noi astăzi spunem că suntem mai înțelepți decât lumea antideluviană. Greșit, greșit. Cum poți să spui tu că ești atât de înțelept până la 80 de ani, când acei trăiau sute de ani și cunoștințele pe care ei le aveau cu acea ocazie tu nu le vei avea niciodată, decât când vei ajunge în ceruri, vom ajunge la acea statură de înțelepciune pe care au avut-o Adam și Eva. Acum, cum putem intra în legământ cu Dumnezeu? N-a rămas pe timpul lui Noe decât el și familia lui. Rămășiță. O rămășiță de credincioși. Cine este acea rămășiță azi și ce, de ce Dumnezeu păstrează o rămășiță? Ilie, când a fost pe muntele Carmel și fugea de Izabela, el credea că e numai singur. Dar Dumnezeu îi spune, mai am o rămășiță de 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Atenție, stimați ascultători! Dumnezeu a avut o rămășiță pe timpul când el era pe cruce, Simeon și Ana și ucenicii care erau cu el. Atenție! Azi Dumnezeu va avea o rămășiță de pe această planetă Pământ, care va fi luată la cer. Această rămășiță care va fi, nu vor muri. Vor fi preschimbați din corpuri muritoare în corpuri nemuritoare. Ca să poată fi luați la cer, ca să se poată întâlni cu Domnul Hristos în văzduh, trebuie să primească corpuri nemuritoare și ochi ca să-L poată vedea pe Iisus cu slava cu care El va veni. Slava Tatălui, slava Fiului și slava Îngerilor. Câți vor rămâne astăzi în viață? În Apocalipsa 12:17 spune, balaurul mâniat pe femeie, pe biserică, s-a dus să facă război cu rămășița femeie. Cu rămășița femeie. S-a dus să facă război. Și azi, cu cine se războiește Satana? Cu rămășița. În măsura în care condițiile pământului aveau să fie complet diferite după potop și în multe părți ale lumii
Ploaia abia să ia locul bobițelor de rouă, binefăcătoare care o dau solul înainte de potop. Ceva trebuia să fi făcut pentru a liniști temerile omului. Și ori de câte ori ploua, începe să cadă, ochii spirituali vor vedea în fenomenele naturale a relației cu Dumnezeu curcubeul care este pentru cel credincios o dovadă că ploaia va aduce binecuvântare, dar nu distrugerea universală. Stimați ascultători, păcatul este o stare a minții. Păcatul este o stare a minții. Nu o faptă exterioară. Creatorul milostiv l-a cruțat, i-a cruțat viața lui Cain și a dat ocazia să se pocăiască. A lui Cain. Și câți dintre noi astăzi nu suntem în situația lui Cain? De câte ori Dumnezeu nu ne dă ocazia pocăinței și noi nu vrem? Și la un moment dat Dumnezeu va spune ca și cei înainte de potop, îl voi distruge. Dar Cain a trăit numai pentru a ajunge căpetenia unui șir de păcătoși, îndrăzneți și de căzuți. Acest singur apostat, stăpânit și condus de Satana, a ajuns un ispititor al altora. Iar pilda influenței lui și-a exercitat influența demoralizatoare până când pământul a devenit atât de corupt și plin de violență, încât să impunea ce? Nimicirea lui. Am mai spus cuvintele acestea și vreau să vi le mai repet. Cine suntem noi și cine au fost oamenii înainte de potop? Înainte de potop, oamenii trăiau sute de ani. Și cel care avea 100 de ani era considerat tânăr. Ei și începeau activitatea în viață pe la vârsta de 60-80 de ani. Aproximativ viața la care noi, cei care de astăzi trăim. A fost o viață și o fază activă. Adică oamenii trăiau și se bucurau de viață. Dar cu cât trăiau mai mult, cu cât se bucurau mai mult, păcatul se înmulțea și mai mult. Când luxul lumii devine luxul bisericii, atenție, stimați frați și surori și prieteni, când luxul lumii devine luxul bisericii, când clopotele căsătoriei răsună și toți privesc înainte către mulți ani de prosperitate pământească, atunci deodată, așa cum fulgerul strălucește pe cer, va veni sfârșitul visurilor și nădejdilor oamenilor. Stimați ascultători, cum este astăzi lumea? Ascultați cum este lumea. Dacă ar fi existat un spital pentru boli mentale în timpul lui Noe, cu siguranță că prietenii lui l-ar fi internat acolo. Câți dintre misionarii lumii care sunt și câți dintre cei care predică Evanghelia astăzi nu sunt considerați nebuni? Câți? Toți. Nebuni. Tot ceea ce l-a spus și a făcut se poate traduce prin nebunie și smintit la cap. Tu astăzi mai citești Biblia? Pentru mine Biblia nu are nicio relevanță. Nu. Atunci, ce avem de făcut? Singurul lucru pe care îl avem de făcut, a investi în ceea ce Dumnezeu mi-a oferit. Evanghelia. Prinzându-mă de Evanghelie, voi avea viață veșnică. Din mâna Domnului Iisus Hristos și să mă țină El de mână ca pe Petru să nu mă scufund în mocir la Mării Galilei păcatul, numai așa voi putea fi salvat. Sub altă formă, nu! O rană rea și dureroasă va lovi pe locuitorii acestei planete Pământ nepocăiți.
o rană rea și dureroasă, plaga cincea va lovi pe oamenii nepocăiți. Vrei și tu să fii lovit de această plagă? Stimatul meu ascultător, vrei și tu? Eu l-am ales pe Domnul Hristos. L-am ales și vreau să mor împreună cu El și în credința și în nădejdea, cum spune Iov, ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Așa vreau să mă închei istoria mea pe pământul acesta, stimați ascultători. Nu ați vrea să veniți și dumneavoastră cu mine și să vă încheiați istoria în felul acesta? Nu ați vrea? Uitați că cumnatul meu o săptămână a trăit. O săptămână a trăit și a închis ochii. Nu știu cum a murit el din punct de vedere al relației lui cu Dumnezeu. Nu știu. Dar să știți că cei care mor fără să încheie legământ cu Dumnezeu prin botez, n-au nicio șansă de mântuire. N-au nici o șansă de mântuire. Cei care au fost botezați de copii mici, acel botez n-a fost o decizie a lor. Nu. El n-a cerut pocăința. El n-a știut ce-i păcatul, dar a fost botezat. Dar de la botezul el ca copil și până la 70, 80 de ani sau 50 de ani, câte păcate n-a făcut omul acela și de câte ori s-a rugat lui Dumnezeu pentru iertare? Atenție, stimați ascultători! Nu uitați, dacă muriți fără să încheiați legământ cu Dumnezeu, nu aveți nici o șansă pentru mântuire. Nu. Iisus Hristos spune lui Nicodim: Nicodime, ascultați că vă cit, nu am Biblia cu mine aici, momentan cu mine, dar vă spun textul din Biblie. Nicodime, dacă tu nu te naști din nou și nu ești botezat în Duh și în adevăr, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Așa i-a spus Domnul Hristos lui Nicodim și exact aceleași cuvinte vi le spun și dumneavoastră. Nu ignorați timpul acesta de har pe care îl trăiți. Nu-l ignorați. Nu trăiți nepăsător. Oricum eu sunt bun și voi fi mântuit. Doamne ferește să spuneți acestea cuvinte fără să fi încheiat legământ cu Dumnezeu, că oricum suntem pierduți. Neamurile de astăzi vor fi mântuite prin jertfa Domnului Hristos, numai cu condiția împăcării cu El. Să vă ajute Domnul, stimați ascultători, să nu fiți ca cei dinainte de potop. Nu cumva să vă luați o decizie ca cei dinainte de potop, să-l faceți pe cel care vă aduce mesajul Evangheliei, ești nebun și ești incult și nepregătit, tu să mai crezi în Biblie astăzi? E o nebunie astăzi să mai crezi în Biblie. De când se vorbește că vine Iisus și n-a venit până acum? Va veni. Va veni. Așa cum lumea dinainte de potop, 120 de ani îl auzeau pe Noe în fiecare zi și îl vedea pe Noe cum bate cuie, cum face lemn, cum pregătește lemnele și cum construiește corabia. În fiecare zi. Pe ureche intrea, pe cealaltă ieșea. Și când a văzut locuitorii pământului că a început ploaie, au alergat către corabie, dar în corabia nu s-a mai deschis. Când vom vedea cele șapte plăci că cad pe pământ, vom alerga către tronul lui Dumnezeu și la oameni să ne spună din adevăr, dar timpul de har nu se mai deschide. S-a închis pentru tot de una. Cine-i drept să rămână drept, cine-i sfânt să se sfințească mai departe, cine este nelegiuit să trăiască mai departe în nelegiuire. Amin, amin, amin. Să vă ajute Domnul să ne trezim cu toții ca să fim mântuiți. Amin, la revedere.